Sub aspect legal, votarea în baza actelor expirate într-adevăr creează anumite incertitudini. Și noi credem că cetățenii trebuie să-și perfecteze acte de identitate pentru a participa la votare. Este adevărat că noi am făcut în câteva rânduri excepții, pentru că numărul cetățenilor aflați peste hotare care au acte de valabilitate expirate este destul de impunător. Aceste date se confirmă și prin extrasuri din Registrul de Stat a Populației, care urmăresc și traversarea frontierei de către cetățenii Republicii Moldova. Cu titlul de excepție, noi într-adevăr am acceptat aceste lucruri, cum am zis, dar din punctul nostru de vedere, noi nu ar trebui să facem acest lucru. Nu ar trebui. Ce ține de două ori mai multe pașapoarte, atunci când noi aplicăm ștampila de control în actul de identitate pentru participare la votare, evident, cetățeanul care are două acte, un cetățean, să zic, răufăcător. Pentru că nu toți sunt răufăcători. Eu aș crede chiar puțini sunt răufăcători. Ar putea să tenteze să voteze de două ori. În aceste condiții, noi am propus ca în legislația electorală să fie înscrisă responsabilitatea cetățeanului pentru neadmiterea voterii, și anume prin depunerea unei declarații pe propria răspundere, cetățeanul își asumă responsabilitatea, pentru că noi ulterior, după alegeri, oricum verificăm acest lucru, și în cazul în care depistăm același nume și prenume cu aceleași date personale a cetățeanului în două liste cu două semnături, atunci este temei pentru ca acest cetățean să fie tras la răspundere, inclusiv în baza declarației personale în care dânsul își asumă această responsabilitate. Cum am zis, suntem într-o linie de gândire. Eu cred că noi nu trebuie să acceptăm niciun vot fals și nu avem acest drept legal să acceptăm voturi false. Invers, noi trebuie să creăm condiții legale pentru că toți cetățenii se poată vota legal. Inclusiv prin utilizarea tehnologiilor informaționale, direcția spre care noi muncim destul de intens. Nu doar noi, dar și statul în genere, guvernarea, muncește în vederea creierea acestor condiții necesare pentru că cetățenii se poate vota la distanță prin intermediul sistemelor informaționale. În cazul în care va fi aprobat amendamentul prin introducerea acestor declarații pe propria răspundere, în cazul în care noi depistăm acești cetățeni în listă, dar noi cu certitudine depistăm atunci când verificăm aceste liste, drept că deja facem ulterior zile alegerilor și ulterior anunțării rezultatelor. Rezultatul nu va mai putea fi schimbat, pentru că el va fi constatat și aprobat prin hotărârile instanțelor, inclusiv a Curții Constituționale. Dar cetățeanul respectiv, el poate fi tras la răspundere. Deci noi suntem în aceeași linie de gândire cu doamna respectivă, da?